adesso stiamo davanti a Domnului, ridicați și pe la pagina 686, Isaia, capitolul 6, citim câteva versete, de la versetul 1 începând. În anul morții împăratul Iozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau și oriușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine! Sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafime a zburat spre mine cu un cărmune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărmunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Amin. Aș dori să facem o rugăciune, chiar dacă asta ia din timpul de predică, dar facem ceva practic. Și să-L rugăm pe Domnul să se îndure să ne vorbească în seara aceasta. Haideți să ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Duhul Sfânt a vorbit în seara aceasta și ne-a spus despre mireasa lui Hristos. Și mireasa lui Hristos, biserica, suntem noi. În Efeseni, în capitolul 5, folosește Apostolul Pavel cuvinte pe care le folosește și Isaia și Serafimii de acolo, din Isaia 6, cuvântul Sfințeniei. Vorbește versetul 26 din biserică. Dumnezeu vrea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, versetul 27, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihan. Și Duhul Sfânt în seara aceasta ne întreba, cum stăm cu haina de nuntă, cum ne pregătim, cum stăm cu pregătirile pentru nunta mielului și așa mai departe. Și uite că aici Apostolul Pavel ne spune că haina noastră de nuntă trebuie să fie fără pată, fără zbârcitură și trebuie să fie sfântă și fără prihană. Doamne, ajută-ne! Amin. Cineva spunea că vorbind în domeniul acesta al materialelor folosite la confecționarea hainelor. Două metode ca un material să scape de zbârcituri. Probabil că sunt mai multe, că este și fier de călcat. Da. Două metode ca un material să scape de zbârcituri, spunea acest frate, un frate bătrân, îi fie să fie plin sacul, sacul e făcut din material. Și dacă e plin, 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 n-are nicio zbârcitură. Sacul e plin. Așa așteaptă Domnul de la noi. Să fie sacul nostru, inima noastră, să fie plin. Plin de putere și de prezența lui Dumnezeu. Dar zice, a doua metodă care o cam folosește Dumnezeu și nouă nu ne place, dacă materialul nu e drept și are zbârcituri, îi pus așa pe jos și apoi vin oamenii și șterg picioarele de el. Și apoi îl întind. Unul într-o parte, unul în alta, unul într-o parte, unul în alta. Și apoi trebuie să se întindă, că n-are ce face. Și când Domnul vede că sacul nostru nu-i plin, apoi îl mai pune pe jos și vine unul și vine altul și ne calcă în picioare. No, nu ne place asta. Dar îi un tratament bun pentru noi. Tratamentul acesta l-a avut și Isaia. Domnul a trimis
înaintea unor oameni care spuneau versetul 9 din Isaia 6, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și ascupă ochii ca să nu vadă. Și la oamenii ăștia a trebuit Isaia să meargă, dar haina lui Isaia trebuia să rămână fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Trebuia să rămână sfântă și fără prihană. M-am uitat puțin la omul lui Dumnezeu Isaia. L-am numit omul cu inimă de foc. Omul cu inimă de foc. Vedeți, totul pornește de la inimă. Noi toți spunem că avem probleme, avem probleme, avem probleme. Cineva spunea că inima problemelor noastre este problema din inimă. Asta, dacă o rezolvăm, se rezolvă toate problemele noastre. Isaia avea o problemă cu inima. Avea o problemă cu inima. Și ne dăm seama de lucrul acesta, pentru că inima e direct legată de privire, de ochi și de urechi. Din punct de vedere spiritual vorbim. De altfel, aceleași probleme le avea și poporul. Întreg poporul era cam în oala aceasta în care era Isaia. Și-a trebuit ca Domnul să vină să-i deschidă într-o zi ochii lui Isaia, ba să-i deschidă urechile și să audă ce n-a mai auzit până atunci, să vadă ce n-a mai văzut până atunci și inima lui să înceapă să ardă. Omul cu inimă de foc. Dacă până atunci inima lui era așa mai pietroasă și mai mustra pe cei din Israel și le spunea, vai de voi, vai de voi, vai de voi. De aici înainte, omul acesta spune, vai de mine și inima lui începe să ardă pentru Domnul. Și în momentul când Dumnezeu strigă din cer, cine va merge pentru noi? Isaia deja e pregătit. Ochii lui sunt deschiși, urechile lui sunt deschise, inima lui arde de dorul și de dragul lui Dumnezeu și spune, iată-mă, trimite-mă. Și îl pune Dumnezeu în slujbă. E extraordinar acest text, această imagine. Gândiți-vă dumneavoastră, așa ca o scurtă introducere istorică, cu 740 de ani înainte de Hristos, un om suia împreună cu mulțimea la templu. Gândiți-vă la templul acela care era la dimensiuni, probabil mă gândesc, după cele ce le-am citit în Scriptură, cât vreo 6 biserici de ale dumneavoastră, pusă una lângă alta, una lângă alta. Și undeva la 4 capuri să fie, 4 etaje în sus. 6 biserici. Destul de mare. Și omul ăsta se suie împreună cu poporul la casa Domnului, sunt treptele acelea pe care preoții cântau cântările treptelor, psalmii treptelor. Sunt mulțimi, mulțimi, mulțimi de închinători care se urcă la casa lui Dumnezeu. Regele Ozia a murit. Închinătorii se duc să se închine regelui regilor și dintre toți, din toată mulțimea asta mare de oameni care se suiau la casa Domnului, dintr-o dată, unul dintre ei, și anume Isaia, începe să vadă ceva și spune versetul 1, în anul morții împăratului Ozia, am văzut ceva. Dar ce ai văzut, Isaia? L-am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie mare și înalt, foarte înalt. Și poalele mantiei lui umpleau templu. Acum gândiți-vă la imensitatea aceea de clădire, la templul acela care ar fi fost, știu eu, cât 6 biserici de acestea, înalt, lung, lat. Și dintr-o dată Isaia, în templu, vede un scaun mare și înalt de domnie. Și ce vede Isaia? Ce vede? În imensitatea acelei clădiri, niște poale ale mantiei, așa cum am pune aici o cutiuță de chibrite și am pune un colț de haină. Și nici nu vorbim ce trebuie.
vis-a-vis de Dumnezeu, că El este nesfârșit, El este infinit. Noi spunem că cerurile și cerurile cerurilor nu-L pot încăpea, nu-L pot cuprinde pe Dumnezeu. Dar nu spunem că Dumnezeu cuprinde în sine cerurile și tot Universul este în sine. Și dacă cineva s-ar duce să caute, să vadă unde ar fi marginea acelei prezențe ale lui Dumnezeu, n-ar găsi-o, că Dumnezeu este infinit. Pe El nu-L cuprind cerurile, dar El cuprinde cerurile și pământul și tot Universul. Și imensitatea aceasta se coboară pe pământ într-o zi de închinare și poalele mantiei lui Dumnezeu umplu templul. Și în momentele acelea, când poalele mantiei lui Dumnezeu umplu templul, casa se umple de norul prezenței lui Dumnezeu și Isaia începe să vadă și ochii lui sunt deschiși și de aici Isaia devine omul cu ochii deschiși. Și omul ăsta cu ochii deschiși, spune Scriptura, începe să vadă mai mult. Și ce vezi Isaia? Păi văd niște serafimi. Dar ce serafimi? Serafimii sunt cântăreții curați ai cerului. De la cuvântul seraf, care înseamnă strălucitor, incandescent în strălucire și în puritate, în sfințenie, în curăție. Cântăreții cerului erau cei care ard de harul slavei lui Dumnezeu. Erau în jurul tronului și strigau unul la altul. Și ce spuneau în strigătele lor? Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Și noi de multe ori spunem Dumnezeu e sfânt de trei ori. Greșit, fals. Dumnezeu este sfânt, 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 sfânt. Putem spune la nesfârșit și tot n-ajungem să-L definim pe Dumnezeu. El este sfânt, nu de trei ori, infinit în sfințenia Lui. Sfințenie, știți ce înseamnă, fraților și surori? Înseamnă caracterul lui Dumnezeu. Și caracterul lui Dumnezeu înseamnă ceva curat, ceva fără niciun pic de mizerie. Gândește-te că ai vedea un ocean și oceanul acela e nesfârșit, nesfârșit, nesfârșit. Oriunde te-ai duce, să te duci sute de mii, miliarde de ani lumină, să te duci în stânga, în dreapta, înainte, înapoi, nu contează. Te duci pe oceanul ăsta și e nesfârșit și când te uiți, vezi numai curăție, numai puritate, numai ceva extraordinar, ceva care reflectă slava lui Dumnezeu și lumina necreată. Și ăsta e Dumnezeu, dar nu-L putem defini, că pe Dumnezeu nu-L putem încadra într-o definiție. Dar strigau serafimii și spuneau sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Și când aude Isaia lucrul acesta, în momentele acelea se zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna, versetul 4, casa s-a umplut de fum. Și în atmosfera aceea de sfințenie, de prezența lui Dumnezeu, ce poate să facă omului Dumnezeu decât să se închine? Versetul 5, Isaia cade înaintea lui Dumnezeu și spune, vai de mine, vai de mine. Sunt pierdut că, zice, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, pe Domnul oștirilor. Fraților și surori, noi mergem la slujbă de multe ori, cântăm, predicăm, recităm, ne rugăm în public și așa mai departe. Domnul se uită la noi și spune, măi, voi sunteți adevărați închinători? Sunteți voi oamenii cu inima lui Isaia? Sunteți voi oamenii cu inima de foc? Cu inima aceea care aude glasul lui Dumnezeu, care întreabă pe cine să trimit, că eu vreau să trimit pe cineva. Cerul este plin de cerere aceasta. Dumnezeu în cer strigă și pe pământ se aude, caut un om și nu găsesc niciunul. Doresc un om care să stea înaintea mea, să-mi audă vocea mea, să-l pun în slujba mea. Dar omul acela trebuie să audă ce au auzit serafimii într-o zi. Sfânt! Sfânt, sfânt este Domnul oștirilor.
Și în seara asta Domnul vine și mă întreabă și te întreabă, ești tu omul cu inima lui Isaia? Ai tu inima asta de foc? Inima care aude sfințenia lui Dumnezeu? Inima care aude cererea lui Dumnezeu de a trimite lucrători în lucrarea lui? Că e plin pământul de holde și holdele nesecerate și lucrătorii sunt așa de puțini și noi mergem, ne distrăm. Ce era dacă Isaia ar fi mers când a văzut vedenia să se joace cu serafimii și să mai meargă pe altar, că era și altarul, și să spună, stai un pic să dau cărbunii la o parte. Ce era? Nu era nimic. Omul ăsta nu și-a permis să facă așa ceva. Probabil că îl lovea Dumnezeu dacă făcea așa ceva. Ori noi, în perioada aceasta a istoriei, o perioadă complicată, am înțeles și înțelegem, în special tinerii, biserica e o joacă, slujirea e o joacă, cu cât te joci mai bine, cu cât știi mai bine la instrumente, cu cât știi mai bine la voce, cu cât știi mai bine din punct de vedere tehnic să slujești pe Dumnezeu, cu atât vei fi mai aplaudat. Și mergem tot în jos, tot în jos, tot în jos. Și serafimii stau și strigă sfințenia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă la slujire. Și Dumnezeu zice, caut un om. Și nu găsesc omul acela. Uite că în seara aceasta Dumnezeu vine aici în Alba Iulia și te întreabă, ești tu omul cu inima lui Isaia? Inima acestui om, m-am uitat puțin la el, a fost modelată, modificată de Dumnezeu prin niște pași. Primul pas este pasul revelării sau a revelației. Vedeți? De multe ori mergem să slujim. N-avem nicio viziune. Nicio viziune. Mergem și încercăm. Gata. Ce fac toți, fac și eu. Dar gândește-te când faci ceea ce fac toți. Faci oare bine ce faci? Slujești bine cum slujești înaintea lui Dumnezeu? Ființa ta, interiorul tău, inima ta este marcată de sfințenia lui Dumnezeu? Serafimii strigă în jurul tău sfințenia lui Dumnezeu? Întreabă-te la lucrul acesta, în dreptul acestui lucru. A fost modelată inima lui Isaia prin pasul revelației. Ce revelație ai avut Isaia? Isaia ne-ar spune așa, am avut trei priviri, trei feluri de priviri. O privire pe verticală, una în interiorul meu și una pe orizontală. De multe ori noi le inversăm. Așa a făcut și bietul Isaia. Orizontală. Vai de voi, vai de voi, vai de voi. Uite o goare lângă o goare, uite așa, uite așa, uite așa. Vai de voi, vai. Și pe verticală nimic. Dar în anul morții împăratului Ozia îi se modifică la Isaia felul lui de a privi. Și vine în viața lui taina revelației. Și taina revelației face din acest om al lui Dumnezeu un om sfânt, un om vertical, un om care ia în mâna lui soarta unei națiuni și nu numai, soarta națiunilor din jur, prorociile despre națiuni, cum vor fi lovite, Babilonul, Moabul, Amonul și așa mai departe. Omul acesta ia în mâinile lui profețiile lui Dumnezeu și spune că într-o zi va coborâ pe pământ robul în suferința lui Dumnezeu. Cine a crescut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului, Isaia 53:1. El, Hristos, a crescut înaintea lui, a Tatălui, ca o drazlă slabă. Și sunt niște lucruri extraordinare în cartea lui Isaia. De ce? Omul acesta a avut o revelație în viață. Asta a fost partea lui de temelie a relației lui cu Dumnezeu. Inima lui n-a mai fost aceeași, pentru că a intrat în pasul revelației. Revelația lui, spuneam, a fost întreită. O revelație pe verticală. 6:1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul. Am văzut pe Domnul. M-am uitat și l-am văzut pe Domnul. Până atunci nu l-am văzut. Dar atunci l-am văzut pe Domnul. Tu ce ai văzut? Ce ai văzut?
Uite că un om al lui Dumnezeu, de care se folosește Dumnezeu, are o privire pe verticală, îl vede pe Dumnezeu și mai mult îl vede în sfințenia lui. Serafinii stau în jurul lui Dumnezeu și strigă unul la altul, ca și cum ar fi doi frați în biserică, amândoi au râvnă, dar când vine harul peste biserică, strigă unul la altul, bă, Vali, hai, strigă mai tare! Strigă Amin mai tare și apoi strigă Vali Amin și strig eu și ne luăm mai tare și mai tare și mai tare și ăștia strigau unul la altul ca și cum în râvna lor s-ar îndemna, strigă mai tare, striga unul la altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor și ăștia erau serafini și privirea lui Isaia este în sus și vede și ciudat, spune Biblia aici în versetul 2 că aveau 6 aripi. Cu două și acopereau fața, cu două picioarele, cu două zburau. Și de aici a avut de învățat Isaia în pasul revelației. Ce a avut de învățat Isaia? O treime din toată activitatea mea, atât, o treime. O singură treime să fie acțiune. O singură treime. Cu două zburau. Și ce înseamnă celelalte două rânduri de aripi? Cu două și acopereau fața, cu două picioarele. Asta înseamnă închinare. Noi avem reverență față de Dumnezeu, ar fi spus serafimii. În fața acelei sfințenii, a luminii aceleia incandescente, aripile noastre se pun pe fața noastră de rușine de sfințenia noastră. Sfințenia noastră e nimic pe lângă sfințenia Lui. Nouă ni rușine să stăm în prezența Lui Dumnezeu așa cum suntem. Dar ce ați păcătuit nouă? Nu, dar sfințenia noastră provine din sfințenia lui Dumnezeu. El este soarele. Noi suntem niște planete reci fără El. Noi am dispărea un neant fără El. Aripile noastre ne acopăr fața. Trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Celelalte aripi ne acopăr picioarele. Iar ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Ne închinăm cu reverență. Ne închinăm cu respect înaintea lui Dumnezeu. E durere mare în biserici, mare. Oameni care nu simt nimic, n-au niciun fior, niciun fior. Merg în față și îmbolnăvesc mulțimile. Îmbolnăvesc mulțimile. Omul al lui Dumnezeu, moartea este luală. Și n-au mai putut să mănânce. Știți ce înseamnă asta? Oameni care aduc din lume, din afară, lucrurile lumii în biserică, le implementează în biserică. Și oamenii nu mai pot să mănânce. Pofta spirituală, pofta de mâncare spirituală dispare de la cei mai mulți oameni. O travă, o travă, o travă, mâncare stricată, pâine mucegăită și așa mai departe. Și oamenii nu mai pot să mănânce. Curcubețe sălbatice, oala plină și după ce o seară întreagă ți-o predicat, ți-o tocit nervii și te-o supărat. Te duci acasă și mai bine stăteam acasă și nu mă duceam la biserică. De ce? De ce? Nu mai există fiorul reverenței și al închinării față de Dumnezeu. Fratele Viluca, un bătrânel care a plecat la Domnul, mi-a zis, frate, zice, când eram tânăr și mă duceam la biserică să mă închin înaintea lui Dumnezeu, predica câte un frate și sărea sora Neaga din biserică și spunea, tu n-ai dreptul să predici! Și ăla lemnea, nu mai predica. Tu te-ai certat cu soția ta, stai jos! Și omul stătea jos. Mergea altul, iar tu n-ai dreptul să predici, că ai furat de la fabrică. Imediat se făcea omul alb la față tavarul, mergea jos. Îi spunea păstorul, frate Viluca, zice, nu te predică. Zice, nu pot, frate, că mă prinde Duhul Sfânt, nu știu ce am făcut, nu știu. Zice, așa mi se păteau genunchii de olaltă. Și zice, era o reverență a lui Dumnezeu în biserică. Ori asta cam lipsește. Am citit că undeva prin secolul 16-17, după ce a început mișcarea puritană în Anglia, undeva în Scoția s-au adunat niște oameni pe o câmpie mare, erau undeva poate la 400-500 de oameni.
Și toți se rugau, se rugau, se rugau. Erau stăruinți acolo, continuă, continuă. Predicatori de elită au predicat, au predicat, au predicat. La un moment dat se coboară Duhul Sfânt acolo și nimeni nu mai îndrăznește să meargă să predice. Toată adunarea stă și plânge în hohote. Și Duhul Sfânt e peste ei și prezența lui Dumnezeu era ca o presiune, ca o pătură, ca fumul ăsta din templu, din timpul lui Isaia. Și toți stăteau tremurând înaintea lui Dumnezeu. Și cel care conducea ridică glasul și spune, dacă cineva are niște cuvinte din partea lui Dumnezeu să le spună. Și după câteva minute, un tânăr îndrăznește să-și ridice glasul, vocea. Și știți ce a spus? Veghează înaintea Domnului. Trei cuvinte. Atât o spus într-o seară. Și toată adunarea a început să plângă. Erau date prin Duhul Sfânt. Mai stă tânărul ăla încă o jumătate de oră, o oră și îmi spune aceleași trei cuvinte și adunarea e în hohote și prezența Duhului Sfânt este acolo. Noi tot nădăjduim că îi îndreptăm pe tineri pe calea cea bună prin predici. Fals, greșit. Nu se poate îndrepta un om pe calea Domnului neapărat prin predicile noastre uscate și molatice și slăbănogite. Un tânăr sau un om se poate îndrepta pe calea lui Dumnezeu în reverența aceea care o găsește în prezența lui Dumnezeu, în revelația scaunului de domnia lui Dumnezeu care coboară în biserică, în reverența care o simte când serafinii strigă Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Fraților și surori, voi știți că acum, în momentele acestea, în cer se strigă aceste cuvinte ale Sfințeniei lui Dumnezeu? În Apocalipsă, în capitolul 4, versetul 8, fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline de ochi de jur împrejur. Zi și noapte, acum, acum, 8 fără un sfert, cât este? Zi și noapte ziceau fără încetare și acum se aude în cer asta. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic care era, care este, care vine și iar începeau. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic care era, care este, care vine și tot așa și tot așa și tot așa și în cer acum se strigă sfințenia lui Dumnezeu. Și Domnul se uită din cer și spune prin psalmist, măriți prin laudele voastre slava lui. Dar ce, Doamne, n-ai destulă slavă în cer? Nu ești destul de mare, trebuie să te mai mărim noi. Pe pământ așteaptă Domnul din gurile noastre să recunoaștem sfințenia, să mărim slava, să avem revelația aceasta a măreției lui Dumnezeu. Isaia a avut-o, a intrat în pasul revelației. Imediat ce îl vede pe Dumnezeu, imediat ce vede serafimii, urechile lui se desfundă, începe să audă și spun Sfânt, Sfânt, Sfânt și aude. Și omul acesta, imediat după ce îl vede pe Dumnezeu, se uită la sine. Și versetul 5 spune, vai de mine, sunt pierdut, sunt terminat, sunt ultimul om. Dar de ce Isaia? Păi uite, în capitolul 1, versetul 6, am spus ceva cu privire la poporul ăsta, dar și eu ca el. Din tălp până în crește nimic nu-i sănătos. Numai rând, numai vânătăi, numai carne vie, nestoarse, nelegate, nealinate cu un de lemn. Toate astea mă caracterizează, spune Isaia, și pe mine. Vai de mine, sunt pierdut! Sunt un om cu buze necurate. Din prisosul inimii vorbește gura și gura lui Isaia era necurată, că avea o inimă necurată și-a văzut lucrul acesta. Când îl vede pe Dumnezeu așa de sfânt, așa de măreț, așa de drept, așa de mare în slava lui, spune, vai de mine, sunt om cu buze necurate. În momentul acela se uită în jur și asta e privirea pe orizontală și zice, locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate. Și ochii mei l-au văzut pe Domnul oștirilor.
Așa de frumos îl reabilitează Domnul. Și este pasul reabilitării, pasul 2, după pasul revelației. Versetul 6 în jos. Unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu pleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată, păcatul tău este ispășit. I s-a corectat și auzul, a început să audă, serafimul îi vorbește, Dumnezeu începe să-i vorbească, i s-au corectat privirile, l-a văzut pe Domnul, l-a văzut serafimii. Cărbunele care l-a luat serafimul de pe altar, din templu de pe altar, era un cărbune muiat în sânge. Era acolo cărbunele și peste el era mielul de jertfă. Și sângele a curs peste cărbune și cărbunele ardea încă. Și omul acesta, Isaia, primește sfințenia lui Dumnezeu la nivelul inimii și buzele lui scurățate și cărbunele, adică focul, și cu sângele vin împreună și spun, uite, ești sfințit. Dar cum, Doamne? Păi într-o zi, spune Dumnezeu, în locul altarului se va înălța o cruce pe dealul Calvarului, pe dealul Craniului, în afara Ierusalimului. Și crucea aceea va fi un nou altar. Pe crucea aceea va fi nu mielul ăsta care e acum în templu, în anul morții împăratului Ozia, ci va fi mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și sângele lui va curge. Și cărbunii vor arde și focul suferinței va fi așa de mare încât el va striga în chinuri, mi-e sete. Și atunci, atunci, va veni nu serafimul să ia cărbunele, ci va veni însuși Tatăl, că spune în Scriptură, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, va veni însuși Tatăl și va lua cărbunele aprins, încins. Și muiat în sângele Fiului Său și va face ispășirea în dreptul fiecăruia dintre noi. Asta e istoria noastră, fraților și surori. Dar trebuie să ajungem și noi la pasul revelației. Să mă văd pe mine ultimul om, cel din urmă om, cel mai rău om, cum s-a văzut Pavel, nenorocitul de mine, nenorocitul de mine, ce frumos ar fi să spunem asta și chiar să simțim asta. Cel mai mare dintre păcătoși sunt eu, spune Apostolul Pavel, aici Isaia spune, vai de mine, sunt pierdut și sunt ultimul om și așa mai departe. Revelație față de mine, revelație față de El, Sfânt, Sfânt, Sfânt este El. Revelație față de cei din jurul meu, sunt ca și mine, sunt niște oameni necurați. Dar totuși Dumnezeul acesta mă duce la pasul 2, la pasul reabilitării. Și aici vine sfințenia Lui și intră în inima mea. Și după ce vine pasul ăsta, de la versetul 6 la 7, urmează pasul relaționării. Și omul acesta, după revelație, după reabilitare, începe o relație nouă. O relație nouă. De la revelație merge la relație. Prin pasul reabilitării. Am auzit glasul Domnului, versetul 8. Întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Și apoi începe reforma. Dar nu o reformă ușoară. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia. Și începe Isaia să facă reforma și le spune de Dumnezeu, dar poporul n-ascultă. Acum, așa că într-o încheiere, aș vrea să tragem niște concluzii vis-a-vis de omul cu inima de foc, vis-a-vis de noi, vis-a-vis de sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia omului. E foarte important să înțelegem lucrurile acestea. Prima concluzie foarte importantă. Firea pământească nu poate fi sfințită. Dacă nu treci tu prin pasul acesta al revelației, al revelării lui Dumnezeu, prin pasul reabilitării, dacă nu treci prin relaționare cu Dumnezeu, nu poți înțelege lucrul acesta. Firea pământească, spune Apostolul Pavel în Romani, nu poate să se supună legii lui Dumnezeu. N-are cum.
Ori noi încercăm să sfințim porcul și să sfințim câinele de care spune Petru. Câinele se întoarce la ciovărsat, porcul se întoarce în mocirlă, dar noi de multe ori nu înțelegem lucrul ăsta. Și încercăm, spunem, auzi, hai la biserică, o să cânți, o să predici, o să faci asta, o să faci asta, dar omul ăla nici n-are relație cu Dumnezeu, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și încerci să sfințești firea pământească. Se poate una ca asta? Nu se poate. Niciodată, niciodată, niciodată. Firea pământească nu poate fi sfințită. Versetul 5. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. N-am înțeles lucrul acesta, Aron. În Levitic, în capitolul 10, de la versetul 1 în jos, când fiii lui, doi fii, Nadab și Abihu, se duc înaintea lui Dumnezeu și încearcă să slujească în firea pământească. Gândiți-vă dumneavoastră, iese Moise și Aron din cort, își ridică mâinile spre cer și focul lui Dumnezeu cade pe jertfă. Și întreg poporul se aruncă cu fața la pământ și strigă că e mare Dumnezeu și sfânt. Doi copii stau în picioare. N-au nicio treabă. Toți stau cu fața la pământ. Ăștia doi. Păi la ce? Pe noi ne-a chemat Dumnezeu pe munte. Noi ne-a rostit Dumnezeu numele. Noi am mers și am mâncat și am băut în fața lui Dumnezeu. Despre noi a dat Dumnezeu niște porunci extraordinare să ne facă veșminte sfinte. La niciun tânăr din Israel Dumnezeu nu i-a dat poruncă la taică-su să-i facă veșminte sfinte. Noi suntem cineva. Și iau oamenii ăștia doi cădelnițele, pun în ele foc și acum sunt două feluri de foc în Israel. E focul sfânt care a căzut direct din cer pe jertfă și focul care îl pun ei în cădelniță. Sunt două feluri de foc și merg și ei cu focul lor. Doamne, focul tău, hai să fie și focul nostru. Uite, a nostru e mai mic, dar a nostru. Venim aici lângă tine, stăm aici lângă altarul tău și coboară din cer al treilea fel de foc, focul pedepsei și mistuie Dumnezeu pe loc. Și vine Moise înaintea lui Aron și spune, știi ceva, Aron? Asta e ca să vezi ce-o zis Dumnezeu. Voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine. Asta a zis-o Dumnezeu, Aron. Tu nu l-ai sfințit pe Dumnezeu cu vițelul de aur? Asta ți-e plata. Tu te-ai dus la un vițel de aur și i-ai adus jertfe. Fiii tăi au venit și au avut vițelul de aur în ei, în inima lor, și i-au adus jertfă la vițelul de aur. O venit Dumnezeu și ți-o repetat, Aron, lecția care tu n-ai învățat-o la vițelul de aur. Prima concluzie, cea mai importantă, firea noastră nu poate fi sfințită. Sfințit poate să fie omul în interior după ce își ia firea și o răstignește pe cruce împreună cu Iisus. După aceea e un om sfânt, 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 un vas folositor stăpânului său. După aceea biserica lui Dumnezeu este fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Dar până atunci firea pământească nu poate să fie sfințită. A doua concluzie, Dumnezeu este sfânt, este sfânt, este sfânt, este sfânt. Dumnezeu este sfânt. Am repetat, nu mai repet. A treia concluzie, tot ce aparține lui Dumnezeu este sfânt. Versetul 3, partea a doua. După ce serafimii strigau, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, spuneau, tot pământul este plin de mărirea lui Dumnezeu, de sfințenia lui Dumnezeu. Așa cum soarele luminează luna, așa pământul strălucește de prezența lui Dumnezeu. Spunea un scriitor vis-a-vis de rugul din pustie, zice, tot pământul e plin de tufe. Și toate tufele astea sunt pline de prezența lui Dumnezeu. Dar numai cine le vede, cine vede prezența, își dă încălțămintea jos. Ceilalți merg și culeg mure, culeg tot felul de lucruri și pe ei nici că interesează prezența lui Dumnezeu. Dar aici era un om care a înțeles. Dumnezeu este sfânt, tot ce-i aparține este sfânt. Biserica e sfântă.
Copiii voștri sunt sfințiți, spune Scriptura. Ceea ce mănânci acasă este sfânt, că e sfințit prin cuvânt și prin rugăciune. Ceea ce ai, casa ta, mașina ta, trupul tău, este sfânt, că aparține unui Dumnezeu sfânt. Tu ai fost răscumpărat, nu cumpărat, răscumpărat. Ca și cum deja te-ai vândut rob păcatului, te-ai vândut rob diavolului și a trebuit să vină Hristos să mai plătească o dată. Că noi în Eden am avut o stare de sfințenie, de inocență, dacă vreți. Dar ne-am vândut rob păcatului și a trebuit Hristos să vină să ne mai cumpere o dată. Și după ce ne-a cumpărat, acum tot ce avem îi aparține Lui. Doar tot ce avem e sfânt? Așa spune aici. Tot ce aparține lui Dumnezeu este sfânt. Tot pământul este plin de mărirea lui Dumnezeu. Mi-a povestit un frate că Dionisie Giuchin, fratele acela care scrie poezii frumoase, care a murit prin 2004. Într-o zi era prin Timișoara, împingea o trăsurică cu un copilaș, pe altul ținea de mână de vreo 3, 4 ani, 5 ani, nu știu cât avea. Și copilașul ăla, proaspăt intrat în lumea oamenilor mari, tati, ce-i asta? Păi copile, zice, o poartă. Mai mergeau pe tati de asta ce? O școală. Mai mergeau pe tati de asta ce? O mașină. Tot explica tati și încerca să explice. La un moment dat, spune fratele Giuchici, pentru că tot ce aparține lui Dumnezeu este sfânt. Spune fratele Giuchici că s-a trezit într-o răpire sufletească. Și răpirea asta sufletească, zice, eram pe niște străzi de aur. Eu eram copilul ăsta care întreba și mă purta de mână un înger, un serafim, și îl întrebam, asta ce e? Zice, asta e mare de sticlă. Dar asta ce e? Stai pomul, pomul vieții. Dar cine e ăsta? Stai Avram. Dar cine e ăsta? Stai Isaac. Dar cine e ăsta? Stai putare. Vedeți, fraților și surori, tot ce aparține lui Dumnezeu este sfânt. Și în Apocalipsa spune că nimic întinat și spurcat nu va intra acolo, în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. O altă concluzie, și mă grăbesc, și vreau să ne rugăm după aceea. Tot ce devine sfânt, devine prin derivare. Tot ce e sfânt, devine prin derivare. Dacă Dumnezeu în sfințenia Lui s-ar retrage într-o parte și ar zice, de azi înainte sfințenia mea o tai, nu mai dau nimănui sfințenie, nimănui, îl lasă să se bălăcească în murdărie, în mizerie, atunci îngerii din cer ar deveni demoni, bisericile de pe pământ ar deveni iaduri. Dar fiindcă Dumnezeu își dăruiește sfințenia bisericii și îngerilor Lui, încă avem sfințenie, încă avem neprihănire, încă simțim că sângele lui Iisus ne curățește de păcate. Aleluia! Mare lucru că și-a făcut Domnul de lucru cu noi, fraților, să știți lucrul acesta. Vorbeam într-o zi cu cineva, măi, dacă ai vedea un vierme pe marginea drumului, într-o mizerie de să te întorci capul înapoi, în altă parte. Să te duci să-i spui, nu te mai numesc rob de azi înainte, că te numesc prieten, cum le-a zis Domnul la ucenici. Ai putea să faci lucrul ăsta? Uite că Dumnezeul cerurilor a făcut mai mult decât atât. Că noi am fost mai răi decât viermii. Ne zbăteam în păcatele noastre și păcatul e duhoare în nasul lui Dumnezeu, în nările lui Dumnezeu. Când Fiul Lui ne-a luat păcatele noastre pe cruce, Dumnezeu își întoarce fața în altă parte și nu poate suferi păcatul omului. Și Dumnezeul acesta își face de lucru cu noi, se complică cu noi, intră acolo în iadul nostru, intră acolo unde era brosca aia râioasă, care am fost eu și tu, și mă ia de acolo și mă pune cu el pe scaunul de domnie. Nu-i mare Dumnezeu? Tot ce este sfânt, este sfânt prin derivare. Dacă în seara asta Dumnezeu îi spune Domnului Iisus, Fiului Său, oprește tot sângele care curge spre biserica din Alba, ar fi terminată biserica de aici.
oprește sângele care curge și îl spală pe cutare din alba. Omul ăla ar cădea și ar deveni un ateu și un împietrit. Dar în seara aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu că tot ce-i sfânt vine de la El. El tăruiește sfințenia. Îl vor numi Domnul neprihănirea noastră. El a fost făcut de Tatăl pentru noi. Înțelepciune, sfințire, neprihănire, răscumpărare. Ăsta e Hristos, Domnul nostru. Să nu-L iubim. Atributele divine, o altă concluzie, ar fi anulate fără sfințenie. Gândiți-vă ce s-ar face un Dumnezeu plin de dragoste care să mai aibă sfințenia. Merge Iuda Iscariotean. Doamne, să știi că te-am vândut. Da, așa a fost. Evanghelia după Iuda, pe care o citesc mulți astăzi. Evanghelie gnostică. Zice, l-am vândut pe Hristos, că am vrut să arate cât El de puternic. De-aia l-am vândut. O scris cineva după câteva sute de ani. O minciună. Și din dragoste pentru voi mă spânzi. Și mere Iuda în fața lui Hristos și spune, auzi, te rog, primește-mă că tu ești dragoste, ești dragoste, ești dragoste. Dar Hristos îi spune, eu sunt sfânt, eu sunt sfântul sfinților. Și Dumnezeul care e sfânt nu poate să-l accepte pe Iuda, nu poate pe Irod, nu-l poate accepta pe diavolul și demonii. Dar de ce? El este sfânt. Și El cheamă oamenii la sfințenie, fraților și surori. O ultimă concluzie. Cum aplicăm sfințirea? Cum putem să fim sfințiți? Prin sângele lui Hristos. Evrei 13 cu 12. Sau 1 Petru 1 cu 2. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Sfințește prin cuvântul tău. Ioan 17 cu 17. Cuvântul tău este adevărul. Uite că dacă iei cuvântul și îl citești, îți sfințește Dumnezeu inima prin cuvânt. Prin rugăciune. Te rogi, te rogi, te rogi, te rogi. Și vine prezența lui Dumnezeu peste tine și numai simți că începe inima ta să se desprindă de cele pământești, te apropii de Domnul și inima ta e sfințită. Și apoi prin Duhul Sfânt. 1 Petru capitolul 1 cu 2. Vine Duhul Sfânt și preia sângele lui Hristos. Vine și îți aprinde lumina în tine să te vezi păcătos și aprinde lumina deasupra jertfei din Golgota și spune, privește acolo, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa trebuie să fie înălțat Fiul omului, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și asta o face Duhul Sfânt, care ia cuvântul, care ia sângele lui Hristos, care ia rugăciunea ta și o amplifică și o duce înaintea lui Dumnezeu și vine și îți sfințește inima că Duhul lui Dumnezeu este sfânt. Și aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului. Și în rugăciunea aceasta, fraților și surori, se cerem lui Dumnezeu lucru simplu, că El poate să facă lucruri minunate, în chip atât de simplu, așa cum răsare dimineață soarele, să-L rugăm pe Domnul să facă să-i răsară fața Lui peste biserica de aici, peste Salem. Și dreapta Lui să se înalțe aici, în biserică. Și dacă tinerii stăruiesc după Duhul Sfânt, să se sfințească, să se sfințească și să ne sfințim, să ne apropiem de Dumnezeu, că El e sfânt. Haideți să ne rugăm!